cumnatul meu. E, cumnatul meu. Mă rog, cumnatul meu. Avea pe linie paternă un văr. Primar al cărui unchi pe linie maternă avea un socru, al cărui bunic pe linie paternă maternă. Pe linie paternă se însurase în a doua căsătorie cu o tânără băștinașă, al cărei frate întâlnise într-una din călătoriile sale o fată de care se îndrăgostise și cu care a avut un fiu, care s-a căsătorit cu o farmacistă curajoasă, care nu era altcineva decât nepoata unui subofițer de marină. Din Marina Britanică. De coastă. Și al cărei tată adoptiv avea o mătușă care vorbea cursiv spaniola și care era poate una din nepoatele unui inginer mort de tânăr, nepot la rândul lui al unui proprietar de vie, din care se obținea un vin modest, dar care avea un văr de al doilea casnic. Plutonier, bineînțeles, al cărui fiu se însurase cu o fată foarte tânără și foarte frumoasă, divorțată. Al cărui prim soț era fiul unui patriot sincer, care se pricepuse să-și crească una din fete în dorința de a face avere și care reușise să se mărite cu un vânător, care îl cunoscuse pe Rothschild. Și al cărui frate, după ce și-a schimbat de mai multe ori meseria, s-a însurat și a avut o fică, al cărui străbunic Pirpiriu purta niște ochelari primiți de la un văr de-al lui, cumnatul unui portughez. Fiul natural al unui făinar, nu prea sărac, al cărui frate de lapte luase în căsătorie pe fica unui fost medic de țară, însurat de 3 ori la rând, a cărui a treia soție am cunoscut-o și eu, pare mi se, pe această a treia soție. Mânca, dacă nu mă înșel, pui de găină într-un viespar. Mânca pui de găină într-un viespar. Nu era aceeași. Mă rog, spuneam a cărui a treia soție era fica cele mai bune moașe din ținut și care rămasă văduvă de timpuriu, ca nevastă mea, s-a remăritat cu un geamgiu plin de viață, care făcuse fiicei unui fost șef de gară un copil care s-a priceput să-și croiască în viață drum de fier, ca la cazinu, și care s-a căsătorit cu o negustoreasă pe picior. Al cărei tată avea un frate primarul unui orășel, al cărui văr, pescar cu plasa, adică lua mereu plasă, luase în căsătorie o învățătoare blondă pe care o chema Maria. Al cărei frate luase de nevastă o altă învățătoare blondă pe care o chema tot Maria. Bine, acum dacă e blondă nu poate fi vorba decât de Maria. Și al cărei tată fusese crescut aici, în Canada, de o bătrână, care era nepoata unui duhovnic, a cărui bunică făcea uneori iarna, ca toată lumea, guturai. Cumnatul meu avea pe linie paternă, maternă, pe linie paternă un...